Aynen. Haideți că vorbim la final.
Thank you.
Salutare și bun venit din nou pe canal și la mulți ani pe 2022, pentru că nu ne-am văzut deloc pe acest an. Așa cum ați văzut, am petrecut trecerea noul an din nou în creierii munților și din nou într-unii dintre cei mai înalți munți de la noi din țară. Anul trecut am fost în Retezat, vedeți episodul 32, și mai că aș fi zis până să ajung în Parâng că aceste două grupe de munți se aseamănă. Nu prea. Munții Parâng mi s-au părut mult mai dificil de abordat, acum iarna, față de Retezat. De fapt, sincer să fiu, tura aceasta a fost cea mai dificilă tura mea din toate timpurile. Pe repede înainte am plecat pe 29 decembrie seara cu trenul din București, am mers peste noapte și pe 30 dimineața am ajuns la ora 6 în Petroșani, de unde am luat un taxi spre cabana Groapa Seacă, locul de unde începe traseul cu punct roșu, ce duce spre primul punct al acestei drumeții, și anume refugiul Agățat, unde am înoptat în prima seară. A doua zi, pe 31, trezit la ora 5:30 dimineața, spălat pe față și la 6 plecat pe traseu, încă pe întuneric și la frontale. A mers o mică porțiune tot pe traseul marcat cu punct roșu, ce duce mai departe spre Căldarea Roșiile, dar la scurt timp l-am părăsit și am urcat fără marcaj în creasta muntelui Slivei, unde am mers mai departe prin vârful Gemănarea și în final am ajuns pe vârful Parângul Mare de 2519 metri, cel mai înalt din Parâng. Acum, de ce am urcat altfel decât pe marcaje? Păi pentru că iarnă, pentru că pericol de avalanșe, și pentru că marcajele mai departe sunt pe pietre, iar pietrele acum sunt acoperite de zăpadă. Iar în Căldarea Roșiile, marcajul trece chiar pe lângă lacurile Zănoaga și Mândra și te poți trezi că mergi chiar pe lacurile care sunt înghețate acum. Din păcate, nu am putut filma mare lucru în drumul spre vârf. Pe tot drumul a fost lapoviță însoțită de viscol, plus o ceață densă de abia vedeai la 10 metri și doar pașii din zăpadă. Și în rest, nimic. Partea bună este că Marian, pe care îl știți și cu care am fost în această tură, știe bine munții Parâng și s-a putut orienta. O altă opțiune, probabil mai înțeleaptă, ar fi fost să nu urcăm deloc în asemenea condiții. Dar asta este. Unul din lucrurile pe care le înveți odată cu mersul pe munte este că trebuie să fii mereu pregătit, atât fizic cât și psihic, să întâmpini și să te descurci cu condițiile întâlnite la fața locului. Și un mic sfat pe care îmi permit acum să vi-l dau, nu mergeți niciodată în munți noi, iarna, în condiții de vreme severă. Deși lungimea traseului de la refugiul Agățat până pe vârful Parângul Mare este mai mică decât este distanța de la cabana Gențiana până pe vârful Peleaga, în Retezat, traseul aici a fost mult mai solicitant. Deși munții Retezat și Parâng seamănă, ambele grupe având peste 2500 de metri altitudine, ele diferă destul de mult la modul de stratificare a reliefului. În timp ce Retezat are un relief mai degajat, să zic așa, culmile mai line, văile mai mari, Parângul este ceva mai concentrat, culmile sunt mai abrupte, iar văile și căldările sunt mai mici, ceea ce face ca urcările în creastă să fie mult mai solicitante, mai ales iarna. Să nu mai zic de pericolul avalanșelor în astfel de zone abrupte. Dar era să o pățesc. Pentru prima dată am intrat în hipotermie, deși temperatura nu era așa de scăzută, era de minus 9 grade Celsius. Am avut 3 straturi de haine, tricoul sintetic, o bluză mai groasă cu mânecă lungă și windstopperul impermeabil, care este și el destul de gros, însă lapovița și cuvântul care se întețea din ce în ce mai mult cu cât urcam și a ajungea și până la 50 de km pe oră, au făcut ca apa să pătrundă prin haine până la piele. Iar temperatura resimțită pe un astfel de viscol era undeva la minus 20 de grade. Deci, imaginați-vă. Iar în condițiile astea, apa de pe haine efectiv înghețase. Dacă mișcam capul stânga-dreapta, auzeam gluga cum troznește. Și asta nu e tot. Tot pentru prima dată mi-a intrat apă prin parazăpezi până în ghete. N-am mai pățit până acum niciodată așa ceva în câte ture de iarnă am fost. Întotdeauna mi-a fost cald și bine, îmbrăcat în același fel, inclusiv anul trecut pe Peleaga. Este clar că nu există nimic 100% impermeabil. După un timp, apa trece prin orice. La un moment dat m-am dezbrăcat până la tricou, care era cel mai puțin ud, ca să pun geaca de puf pe care o aveam cu mine în rucsac. Mă gândea că poate rețin mai bine căldura cu geaca de puf mai aproape de piele. Dar și ea s-a umezit imediat după ce am pus la loc restul de haine umede. Iar o geacă de puf, odată umezită, nu mai este eficientă. Trebuia să mă mișc permanent, iar dacă mă opream chiar și câteva secunde din mers, începeam să tremur imediat. Ce entuziasm, ce să mai filmez? La un moment dat nici camera nu mai pornea. Mă gândeam doar la cum să mă mișc și dacă ar exista o minune de a mă teleporta jos.
La coborâre am avut ceva probleme de stabilitate, iar pe ultima parte a drumului, până înapoi la refugiul Agățat, unde ne-am întors după traseu, mă dezechilibram odată la 3, 4, 5 pași, mă rog, asta și din cauza zăpezii, și trebuia să fac pauze dese, iar starea de somnolență, tipică hipotermiei, începuse să se instaleze încă de sus cu puțin timp înainte să începem coborârea. Pe final, epuizarea și arăta efectele severe. Cei drept am făcut și unele greșeli, nu prea mâncasem așa mult în ziua aceea, dar odată ajuns la refugiu am rupt. Mi-am făcut un termos întreg de ceai, pe care l-am băut ca pe apă, ciocolată caldă și am rupt cu mâncatul. Pentru prima dată am avut sentimentul că nu voi mai reuși să cobor din creastă și că voi fi nevoit să apelez la salvamont. Nu e de glumit cu așa ceva. Dacă mergeți iarna pe munte, faceți tot ce e de făcut și cărați tot ce e de cărat ca să vă fie bine. Pe mine tura asta m-a pus serios pe gânduri dacă voi mai face vreodată astfel de drumeții dificile de iarnă sau să mă rezum doar la drumețiile de 3 sezoane sau să fac și ture de iarnă, dar în munții mai mici și în condiții mai bune. Mersul pe munte iarna este foarte provocator și trebuie analizat bine fiecare detaliu. Și un mic apropo, chiar în vecinătatea vârfului Parâng există un refugiu, este ceva basic așa, cu o ușă și o fereastră, este de fapt un container, numai bun pentru situații critice. Dar asta e, am dat-o pe jumătate în bară. Se întâmplă și de-astea pe munte, nu poate fi mereu frumos în natură. Așa funcționează lucrurile. Pe 30 când am ajuns era cer senin. Prognoza meteo spunea că pe 31, când am urcat pe vârf, sunt 30% șanse de precipitații, iar pe 1 ianuarie 70%. Într-adevăr, pe 1 a fost urât, a plouat toată ziua. În schimb, pe 2, când am plecat, din nou, cer perfect senin, fără pată de nor. Dar asta e. Și ca să vorbim și de lucruri frumoase, pentru că au existat și lucruri frumoase, nu doar pățanii, ce mi s-a părut cel mai frumos în această ispravă a fost refugiul Agățat. Un refugiu foarte primitor, cu condiții de cabană, cu 8 locuri, cu banchetă, cu măsuță unde să-ți gătești, sobă cu lemne și ce mi s-a părut cel mai util este faptul că ai izvor chiar lângă refugiu. A, și în plus ai la dispoziție chiar și papuci. Se pare că domnul Tomi chiar se ocupă bine de acest refugiu. Fiindcă eram doar două persoane și era și revelionul, am decis să stăm la acest refugiu. Și l-am găsit aproape gol, mai era doar o persoană în el. Cred că nu mai era nimeni în tot Parângul. Dar în general nu este sigur să vă bazați pe refugii, cu atât mai mult cu cât mergeți în grup mai mare. A, și încă ceva, în toată zona, de la șosea până în creastă, nu există niciun pic de semnal pe telefonul mobil, la nicio rețea. Pentru mine unul asta nu a fost deloc o problemă, ci dimpotrivă m-am simțit cât se poate de liber și de relaxat din punctul ăsta de vedere. Așadar, ca un rezumat, pe 29 decembrie seara am plecat, pe 30 dimineața am ajuns, am urcat la refugiu, pe 31 am urcat pe vârf, iar pe 1 ianuarie am stat toată ziua să uscăm hainele la sobă pentru ca pe 2, a doua zi, să plecăm acasă. Asta a fost perioada, nu am putut jongla altfel cu concediile. Una peste alta, sper că v-a plăcut acest episod, chiar dacă lucrurile nu au decurs cum ne-am fi dorit și e și normal să fie așa, pentru că nu avem nici cea mai mică putere să controlăm natura înconjurătoare. Lucrurile se întâmplă, iar noi doar luăm parte la ele. Iar dacă avem înțelepciunea necesară, învățăm sau nu din ele. Eu sper că voi ați învățat ceva din întâmplarea mea, ca să știți pe viitor ce puteți face și ce nu. Eu sunt Victor cu al său epilog, iar astfel s-a terminat pentru noi 2021 și a început 2022. Pentru voi cum a fost trecerea dintre ani? Aștept să-mi scrieți în rubrica de comentarii. Astea fiind zise, vă urez tuturor la mulți ani și multă înțelepciune în noul an. Abonați-vă pe canal să creștem și noi odată la 2000 de abonați și să ne revedem sănătoși și voioși la următorul episod, acasă, în natură.